Bună ziua, dragii mei și bine v-am găsit. Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face astăzi o etalare tare frumoasă, mai ales că este o mare ocazie bisericească, dragii mei. Așa că pe această cale am să spun la mulți ani tuturor celor care se numesc Ion, Ioana, Ionela, Neluța, Nelu Țanelu, sau nume derivate din acestea, pentru că dragii mei este soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Ieri a fost, de altfel, o sărbătoare la fel de mare, a fost botezul lui Iisus Hristos, Boboteaza, cum se spune românește, și sunt niște sărbători deosebite de care nu trebuie să uităm, dragii mei, pentru că religia noastră, țara noastră și tot ceea ce reprezentăm noi nu trebuie uitat sau lăsat în paragină. Deci, pe această cale, spun încă o dată la mulți ani tuturor, sper că... Uh, toate persoanele să se bucure de acest început de iarnă, să vă fie bine, să aveți un an minunat și uh, chiar aș putea să spun câteva cuvinte despre acest sfânt, pentru că mie de copil mi-a rămas în cap uh, că el era glasul din pustiu, de altfel cred că a fost premergătorul, dacă mă întrebați, tuturor călugărilor ulterior din creștinism. Da? Deci a fost exemplul acela de om care trăia în pustiu, cu puține haine, cu puțină mâncare, uh, care pur și simplu pro propovăduia uh, creștinism venirea lui Isus, de altfel, după cum știți, și boteza pe cei care vreau să se curețe de păcate în apele Iordanului. Lucru care se întâmplă și astăzi, o să vedeți nenumărate documentare și sigur că de da, cei care ajung acolo, dragii mei, pot experimenta aceste momente frumoase din Biblie. Deci, să ne întoarcem la oile noastre. Astăzi avem o etalare tare frumoasă tot pe tema dragostei, pentru că dragostea în orice formă e dragoste și este lumină și Universul ne-a dat această minunăție de a simți în suflete tot ceea ce ce se mișcă în jurul nostru. Iubiții mei, va fi o etalare generală. Dacă doriți etalări private, vă rog frumos să mă contactați la numărul de telefon și la e mail de mai jos din acest video, pentru că, sigur, este o etalare pentru toată lumea. Luați doar ceea ce rezonează sau ceea ce se potrivește cu dumneavoastră și ceea ce nu, cu siguranță, lăsăm pentru alții sau veți găsi măcar un mesaj care să vă ajute. Așa că, drăguților, haideți să vedem ce ne vor spune astăzi cărticelele despre... Uh, momentele noastre de dragoste, sentimentele pe care le avem, ce se mai întâmplă cu persoana la care vă gândiți, ce se mai întâmplă cu sentimentele, cu faptele și cu așteptările dumneavoastră, da? Așa că am să încep prima oară cu tarotul oșo. după care vom folosi micul tarot italian să vedem energiile. Haideți să vedem, dragii mei, ce ne spun cărticelele astăzi. Simt aici că mulți încă mai aveți nevoie de răspunsuri. Poate că nu vedeți încă lumina de la capătul tunelului. Mulți încă aveți promisiuni, aveți speranțe în suflet de a vă împăca cu cineva, de a fi cu cineva. Haideți să vedem ce se întâmplă și dacă și acest om și această persoană simte același lucru. Dragii mei, am să scot cărțile aleator. Haideți să vedem ce se întâmplă cu această persoană. Și voi mai scoate încă patru. O să le pun așa ca să vedem exact ce mai spune acest om, ce se întâmplă cu sentimentele lui. Mai tragem una de pe aici. Și ultima, dragii mei. Am să le las deoparte pe restul. Și haideți să vedem ce ne spune tarotul Oșo despre această persoană. După care vom extrage și câteva cărticele din tarotul italian. Deci, avem așa, iubiții mei, am să ridic un pic camera și haideți să vedem împreună ce ne spun aceste cărticele minunate, da? Deci este tot un tip de tarot, este un tarot care la fel se poate interpreta foarte mult, pentru că fiecare energie și fiecare desen, dragii mei, reprezintă ceva și ceva extraordinar. Deci, avem așa, eu cred aici că este clar că mulți dintre dumneavoastră ați lăsat pe cineva în urmă sau cineva cu care dumneavoastră aveați mari speranțe. V-ați dat seama de multe lucruri care poate la un moment dat nu le aveați atât de clare și e clar că cineva și-a dorit aici o viață nouă, o casă nouă sau pur și simplu a așteptat următorul pas lângă uh, acest om. Eu cred că este vorba de dumneavoastră pentru că erați, dragii mei, de ceva timp împreună și totuși aici a existat un mare colaps emoțional. Văd aici că. Poate tu, dragul meu, ai crezut ceva despre acest om care nu a fost adevărat, sau poate că nu ai cunoscut această persoană niciodată. Ți-a arătat o anumită față, ți-a arătat o anumită mască și cred că acest lucru te-a dezamăgit profund pentru că eu cred că aceasta, aceasta, a fost lecția ta de viață în acest context. Dragii mei, știți cum e? Se spune că nici după viață nu știi pe cine ai lângă tine și eu cred că ceva de adevăr este în această zicală. Eu uh, văd aici că tu consideri în general oamenii foarte buni, o iei pe încredere și poate că acest lucru ai făcut și cu această persoană care la un moment dat ți-a dovedit că nu era cine era sau cel puțin a promis lucruri și ulterior n-a mai făcut ceea ce a promis. Probabil că va trebui ca dumneavoastră să fiți mai reținuți în acest context și cel puțin să învățați o mare lecție aici de viață pentru că eu cred că această sinceritate extraordinară care ați avut-o cu acest om n-a făcut altceva decât să îți răstoarne totul când îți era lumea mai dragă. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că oamenilor cărora le povestim, poate trecutul nostru, viața noastră sau lucruri despre foști, dragii mei, atunci când se întâmplă o discuție sau ceva, li se pune invers despre noi, cu siguranță că ne aruncă în față acele, acele, acele lucruri. Văd aici că n-ar fi trebuit să povestiți un trecut despre dumneavoastră, pentru că sentimentele și experiențele astea au fost ceea și aici a creat probabil comparații, gelozii și probabil că acest om a pornit niște discuții și de la această temă. Trecând peste acest lucru pentru alții văd aici că există o relație în care draga, draga mea sau dragul meu ai rămas blocat sentimental, deși s-a terminat deși s-a distanțat, deși acest om această femeie a plecat la altcineva sau la o altă familie, eu văd aici că cel puțin tu ești cel care încă mai trăiește acele momente, acele sentimente și parcă nu poți să-l nu poți să le elimini și nu ai niciun fel de soluție. Eu cred că există însă ceva între amândoi care vă trage unul spre celălalt pentru că și omul acesta te-a marcat și parcă nici tu nu mai poți iubi pe altcineva și nici el. Eu cred că tu nu ai mai vrut să continui acest, această relație și te-ai chinuit destul de mult pentru a-l uita sau pentru a-ți face loc în suflet pentru altcineva. Te-ai chinuit poate mult, cred că acest om avea nevoie să facă o dovadă clară, draga mea sau dragul meu, că te iubește pentru că în trecut nu ați mai simțit acest lucru. Văd multe obstacole și mai simt aici că am erați total opuși pentru că acest lucru a dus la dezamăgiri și amândoi ați luat la un moment dat distanță. Pentru unii au fost și situații de trio, e vorba de o altă căsătorie, de alt partener și pentru câțiva poate dragii mei și banii au contat enorm aici pentru că au jucat un interes. Um, au jucat, iertați-mă, un rol în interesul material al acestei persoane. Probabil că unul își dorea foarte mult bani, casă și poate că din acest motiv a renunțat la relația cu dumneavoastră sau dumneavoastră la relația cu el. Văd că a fost un mare impediment pentru că unii ei simțeau că trag în spate pe altcineva sau pur și simplu au fost discuții că cineva își consuma bani în altă parte decât lângă dumneavoastră sau în această relație. Sigur, sunt obligați în viața asta, sunt situații în care nu te poți băga să judești pe nimeni, dar cu siguranță că atunci când tu te implici cu tot, dragul meu, și tu ai această pretenție de la cealaltă persoană. Ce văd astăzi este că acest om care s-a distanțat, care parcă-i plecat și în altă energie, ar vrea cumva să se apropie de dumneavoastră, pentru că vine aici o mare schimbare și cred că această schimbare ține exact de această situație. E ca și cum ar avea ceva în gât, ceva care încă îl ține pe loc, ar vrea să-ți spună ce simte și cum și să se întoarcă. Simt aici că mulți vă privesc de la distanță, poate chiar știți lucrul ăsta, se interesează la prietenii comuni sau poate chiar în rețelele sociale. Dumneavoastră simțiți că sunteți așa, vi se suflă ceva în ceafă. Uh, probabil că a existat un mare conflict sufletesc între această persoană și altcineva. Lucru care l-a făcut să se trezească, dragii mei, pentru că eu cred că acest om vrea să soluționeze ceva care în acest moment este ca o piatră pe inimă. A existat pentru dumneavoastră multă admirație. Văd aici că atunci când v-ați cunoscut, omul acesta avea multe aprecieri, vă vedea o persoană frumoasă, cinstită, deșteaptă și totuși, după toate aceste discuții și separări, a intervenit distanța și răceala. Ce mai simt este că acest om, dragii mei, după cum vedeți, de la distanță se uită, dar simte și multă gelozie. Poate că unii deja aveți alte relații, de ce nu, sau pur și simplu sunteți distanțați și nu prea mai vreți să știți nimic de acest domeniu. Adică ați lăsat o baltă cu relațiile, stați bine mersi singur, vă continuați viața și ați învățat să vă vindecați și să trăiți în umbra dumneavoastră, fără să mai aveți nevoie de nimeni. E ca și cum v-ați șters prezența cumva din viața lui sau blocați unul pe celălalt, ați renunțat la a mai comunica. Sau poate chiar v-ați bloca fizic la modul nu mai vorbiți, nu lăsați pe celălalt să legătura sau el cu dumneavoastră. Parcă cineva nu a mai vrut să mai vorbească cu cineva în acest timp care a trecut. E clar că pe acest om îl doare această distanțare, ar vrea aici să facă schimbări pentru că eu cred că se simte pierdut fără tine și probabil ar vrea să se întoarcă la ceea ce a trăit odinioară și la ceea ce îl lega foarte mult. De altfel, cred că compar aceste situații, după cum vedeți noastră aici, compar aceste situații între ceea ce avea cu tine și ceea ce are în ziua de astăzi și eu cred că acest lucru a fost marele declanșator ale acestor fapte. Uh, e clar că dumneavoastră v-ați vindecat, v-ați pus pe picioare, v-ați lacrimile, cum se spune, cu uh, mâneca și cred că mai departe v-ați deschis ochii, v-ați închis inima și probabil că nu mai sperați la aceste schimbări fantastice până nu veți vedea dovede, dove, dovezi clar de dragoste. Ce mai văd aici, dragii mei, este că cineva parcă din ambiție ar vrea să știe acum ce faci, ce simți, pe unde mai umbli, cu cine și se pare că uh, îndepărtarea ta răceala și faptul că ai ținut la distanță sau nu ți-ai mai făcut publică viața, l-a făcut pe acest om să fie foarte curios. Eu cred că acest om sincer îți simte și lipsa și acolo unde ea a văzut că fericirea aceea extraordinară care și-o imagina a fost de fapt vax albina pentru că nu s-a întâmplat absolut nimic. Eu cred că nu va vrea să accepte că ați pus punct între amândoi. De ce spun asta? Pentru că văd aici că omul acesta vine cu o viziune nouă. E clar că între amândoi exista multă posesivitate, mult orgoliu sau probabil mi-ați răltineat pe un pedestal la începuturi crezând că va fi persoana ideală. Iar ei au crezut că va o la picioare toată viața și că orice ar face, veți fi acolo pentru ei să iertați și să iubiți. Surpriza surprizelor astăzi e că cine este cu sabia în mână, dragul meu, ești tu? Pentru că văd că în gândurile tale s-a făcut curat și liniște. E tot ceea ce ai nevoie pentru că treci prin acele momente dificile care mereu uh, au existat în sufletul tău. Tot timpul ți se ascundea ceva, omul acesta te-a mințit, te-a înșelat, iar tu nu te mai simți să protejat și fericit. E clar că astăzi tu nu mai ești uh, centrul universului său și tocmai asta parcă îl deranjează pe acest om de la distanță. Parcă ar vrea să îți dovedească că nu era cine credeai tu că e și că este o persoană bună și care merită dragostea ta. Iar tu. Pentru mulți aici, vă dragii mei, că simțiți nevoia să-i dați o lecție. Nu știu de ce ați dus mult timp o oboseală a acestei relații, iar celălalt îți simte lipsa într-adevăr. Uh, parcă cerșește cumva atenția dumneavoastră. Nu știu de ce simt aici că aceste gânduri spre tine, parcă îți fac și ție un pic de bine, pentru că de multe ori, chiar dacă refuzați să vă gândiți la ei, parcă vă vin așa în cap niște momente, niște amintiri, niște nostalgii. E clar că acest om poate nu se manifesta atât de uh, direct și sincer cu tine atunci când ați fost împreună, dar curând, dragii mei, eu văd aici că veți vedea mesaje, semne, uh, apropieri, poate unii aveți și vise premonitorii sau ceea ce veți vedea în perioada următoare e că e ceva predestinat să se întâmple, dar Deci destinul o să vă aducă iarăși împreună. Omul acesta simt că va realiza că doar cu tine, dragii mei, va fi într-adevăr fericit. Parcă visele tale acum prind contur și în capul lui și parcă își dorește să facă mai mult. E clar că, indiferent de cum s-au stricat lucrurile între dumneavoastră și acest om, va apărea o soluție salvatoare. Pentru că, dragii mei, eu cred că mulți astăzi și-au dat seama de cum au greșit, de ceea ce au făcut eronat, a evitat calea aceasta directă sau a spune sincer ce simțea și poate unii au alergat sigur după doi iepuri, în final N-au prins niciunul, și știți cum e. Acum încearcă să se ducă acolo unde s-au simțit măcar fericiți. Pentru că, pentru mulți, aici ați însemnat lumina lor, salvarea lor și probabil că se teme de faptul că aveți pe altcineva sau pur și simplu timpul acesta care a trecut crede că deja nu este nimic în favoarea sa. Are aici o speranță din ceea ce simte acest om, că parcă încă mai puteți triumfa împreună și este nevoie de o dovadă supremă, sigur, dragii mei, pentru a o aduce în viața dumneavoastră din nou pe el sau pe ea. Așa că simt aici că va fi cât de cât de bine și dumneavoastră veți putea zâmbi din nou. De ce spun asta? Pentru că veți trăi pas cu pas toate aceste momente cu acest om și cu siguranță aici, cum vedeți. Nu veți mai trăi din aceste vise, pur și simplu veți lua realitatea ca atare și veți face schimbările necesare ca să vă fie bine. Nu o să mai puteți fi atât de ușor mințit, înșelat sau dus de nas așa cum această persoană se obișnuise în trecut. Deci pentru, mă, pentru mulți aici, dragii mei, văd reveniri spectaculoase. Dar aceste reveniri spectaculoase vor fi puse sub semnul. Uh, Dovezilor de dragoste reale nu veți mai crede decât în vorbe, în fapte, iertați-mă, nu în vorbe, pentru că omul acesta pur și simplu vă spunea niște lucruri atât de frumoase și vă picta atât de frumos trecutul încât dumneavoastră chiar l-ați crezut. E clar că aceste schimbări vin și pe linie de destin, pentru că este clar momentul ca dumneavoastră să deschideți ochii total. Haideți să vedem acum și energiile din acest mic tarot italian, să vedem ce ne spun despre dumneavoastră și acest om haideți să vedem și care sunt energiile pentru dumneavoastră și el. Am să scot șase cărți și le vom interpreta împreună, dragii mei. Stați să nu fie ceva prins de desubt, că mi s-a părut că mai este o carte lipită. Bun, am să le mișc un pic noastră să le vedeți. Dragii mei, ia uitați-vă ce ne-a apărut. Deci avem așa, avem moartea, avem împărăteasa, avem cumpătarea, avem lumea, avem diavolul și spânzuratul. Deci, ceea ce vedem aici ca și energie, este clar că această persoană sau conexiunea lui cu dumneavoastră este ceva care va trece printr-o transformare extraordinară. Ceea ce pot să spun e că transformarea aceasta va veni clar de la dumneavoastră, în primul rând, pentru că aici cu energia împărătesei sunteți deja alte persoane, vedeți altfel lucrurile și veți fi mult mai siguri pe dumneavoastră și mult mai sigur de sexualitatea, frumusețea, deșteptăciunea, inteligența dumneavoastră și ceea ce aveți de făcut mai departe. Această uh, relație, această conexiune, această dragoste este clar că va fi pusă sub semnul cumpătării, lucru care mie îmi spune că dumneavoastră o veți lua încet. Uh, și și dacă începeți ceva din nou să arălați această relație cu această persoană Dragă sau nu, în funcție de cum simțiți noastră pentru el sau pentru ea Dragii mei, va avea nevoie de o mare înțelepciune Pentru că e clar că această cumpătare Vă face și pe dumneavoastră și pe el Să luați lucrurile încet, să le faceți bine de această dată Pas cu pas să vă gândiți la ceea ce trebuie reparat La ceea ce trebuie schimbat ca lucrurile să funcționeze Da, Deci nu va fi simplu, dar eu văd aici că vorba înțeleptului. Experiența este mama uh, înțelepciunii, da? deci faptul că dumneavoastră ați trecut prin aceste lucruri împreună, vă vor ajuta pe amândoi cu care vindecare împreună să puteți merge mai departe. Mai simt aici că e vorba și de o schimbare la nivel de ciclu, dragii mei. Mulți veți închide niște cicluri karmice, adică dacă este nevoie să spuneți la revedere unor persoane, le veți spune la revedere decât să stați în relații de toxicitate. După cum vedeți apare mai departe diavolul și spânzuratul. Este clar că aceste energie vă țineau în ceva sau vă țin pe mulți în continuare în acea toxicitate, în acea dependență sexuală, în acel mi-e dor de cineva, dar trebuie să vă asigurați că și acea persoană îi este dor de noastră cu adevărat și că nu este ceva doar la nivel fizic. Vă dați seama că și până acum suferințele noastre s-au legat tocmai de faptul că poate mulți aici v-ați simțit folosiți sau v-ați simțit poate într-o relație în care stăteați, dar nu știați de ce stăteați, adică ce-mi face omul ăsta de iubesc atât de mult, de ce orice mi-ar face trec peste și cum îl pot ierta. Nu știu de ce văd că ați avut parte aici mult, poate și de discuții, și de uh, situații mai violente, poate pur și simplu au fost niște suferințe și niște lucruri. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, diavolul este opus sufletelor pereche, în sensul karmic, da? Sufletele acelea condamnate pentru totdeauna să se iubească, dar o iubire care îi duce în iad. Mergem mai departe la ultima energie, dragii mei, iar spânzuratul, știți cum e, este capătul de drum. În general, spânzuratul spune să iei o pauză sau că pauza asta este binevenită, pentru că mulți aici aveți nevoie probabil să vă opriți din această disperare, din această uh, stare în care ați fost până acum, pentru că văd că mulți parcă sunteți prinși aici și blocați în această energie. Ține numai de dumneavoastră să faceți schimbări pentru viitor, pentru că este clar că fiecare trebuie să ne dăm seama de locul unde suntem, de motivația pentru care suntem acolo și ce putem face real mai departe. Gândiți-vă că în viața aceasta, ca în orice lucru, nu se poate face ceva de unul singur, mai ales când vorbim de o relație de pereche. Deci faptul că cineva pleacă de lângă noi, poate uneori este o binecuvântare, pentru că Dumnezeu spune că dacă ceva ni se ia, dragii mei, este pentru binele nostru suprem de mai târziu. Deci nu uitați acest lucru. Dacă ceva nu este în regulă, dacă acest om nu face schimbări, dacă această dependență vă dă bătăi de cap, și dumneavoastră vedeți în continuare că nu se schimbă nimic, dragii mei, știți ce aveți de făcut, da? Deci tarotul ne dă niște indicații, dar deciziile personale vi le luați dumneavoastră acasă, în liniște, gândindu-vă în pace ceea ce aveți nevoie. Pentru că uneori știți cum e, fiecare ne știm binele și știm ceea ce trebuie să facem pentru a ne simți fericiți. Acestea cam au fost mesajele de astăzi din această etalare, drăguților. Acum vom lua literele așa cum ne-am obișnuit ca să vedem și despre ce persoane avem uh, această etalare. Mai bine spus despre ce persoane sau la ce persoane v-ați gândit dumneavoastră cu ce litere le încep numele. Dragii mei, prima literă este F. A doua literă este O. Îmi scuze, mi-a căzut din mână, dar era un O. Am aici B, e că sunt tare mititele. Am R. Am litera V. Pentru cei care știți că aveți persoane cu litera V, am litera J, am litera K, am litera A, am litera I. Dacă știți persoane sau la cine vă mai să se numește cu litera I, am litera H, am litera cred că este nu, vă iară s-a repetat, da, deci cam acestea au fost literele pentru că văd că celelalte, să știți, sunt, se repetă cu cele care le-am avut, așa că, drăguților, sper să fi rezonat cât mai mult și cu aceste litere, sper că etalarea să vă fi plăcut, să fie pe sufletul dumneavoastră și vă aștept cu drag data viitoare. Vă pup mult de tot, pa, pa!